Nu știu, dragostea. Sunteți sigură, doamnă? Da. De ce ați alege dragostea? Păi dacă găsesc un domn cu bani și îl iubesc și mă iubește, am două lucruri. Banii sau dragostea? La această întrebare au răspuns câțiva timișoreni într-un experiment marca Europa Nova. Răspunsurile au fost diverse, unele chiar extrem de radicale. Sincer, banii. De ce? Deoarece dragostea, mai ales în zile noastre, e ce obțin vagă. Nu poți să definești. Fiecare își definește dragostea în felul lui și atunci poți să iubești banii, spre exemplu. Eu ce obțin așa de banii. Ai pierdut iubind, ca să zic așa, ai pierdut din cauza dragostei, fiindcă ai ales dragostea? Da. Da, pentru că atât ce îi pui pe alții, pe primul loc, riști foarte mult. Și cum a fost la tine? Am pierdut. Nu, aleg pe el, chit că nu are o situație financiară bună, pentru că nu poți să trăiești fără dragoste, din punctul meu de vedere. Este ceva esențial, mai ales pentru om. Deci oricât ar fi de sărac viitorul tău iubit, dacă tu îl iubești, cu el vei merge înainte. Da, clar, da. Unii timișoreni nu se pot decide, le vor musai pe amândouă. Ambele. Dragoste fără bani nu se poate, banii fără dragoste n-aduc niciun folos. Și atunci cum facem, doamnă, dacă ceva lipsește? Păi nu lipsește. Mă străduiesc să nu lipsească. În cazul în care lipsește, mă retrag. Deci dumneavoastră în secunda asta le aveți pe amândouă și bani și dragoste? Da, da. Sunteți o norocoasă, dați-ne și nouă rețeta. Cum ați făcut să faceți asta? Asta nu este o rețetă, este ceva întâmplător. Totul. Sunteți norocoasă? Trebuie să alegi, nu din prima să te arunci, că așa trebuie. Nu, mai așteaptă, că timp este. Păi doamnă, dar dragostea asta nu vine așa pe nesimțite, ți-o alegi tu? Da, bineînțeles, din mai multe experiențe alegi pe ultima, care e cea mai bună. Dumneavoastră, câte experiențe ați avut? Experiențe două. Două. Una eșuată și una normală. De câți ani sunteți cu a doua experiență, ca să spun a așa? A doua experiență de 15 ani, fără probleme. Mai mult ați trăit în relația eșuată? Păi am trăit mai mult, că am zis că treburile se îndreaptă. Dar am trăit cu speranță, dar nu e așa. Și dacă vă forțez mâna încă o dată și vă pun să alegeți un singur lucru, bani sau dragoste, ce alegeți? Ambele! Acest timișorean ar alege de 1000 de ori dragostea, chiar dacă recunoaște cinstit că îi cam lipsesc banii. Greșelile tinereții însă, se pare, nu pot fi uitate de ambii parteneri, nici după 10 de ani de căsnicie. Eu nu știu, cred că aș alege dragostea. Asta vă lipsește acum? Nu, nu îmi lipsește, dar aș alege același lucru. Și cu banii cum faci? Banii. Îmi lipsesc banii, dar mai bine fără bani și cu dragoste decât invers. Da. Categoric, da. Da. La tinerețe apar altele, ești tânăr, na, treci altfel, dar acum e mai așezată. Vreți să spuneți că ați călcat și strâmb? Nu pot să recunosc treaba asta. Cum v-a iertat soția? Cum? Cum de v-a iertat soția? Cum de m-a iertat? Păi n-am spus că am călcat. Cum de v-a iertat? Nu cred că m-a iertat. Și acum? Nu știu. Încă vă mai scoate ochii? Da. Și cum trăiți cu acest sentiment de vinovăție? Ei, eu consider că nu sunt vinovat. Voi ce ați alege? Dragostea sau banii?